Bună dimineața, dragilor. Sper că sunteți bine sănătoși cu toții. Și etalarea de astăzi este pentru data de 13 iulie. Să vedem cum va fi data de 13 iulie. După cum știți, sunt trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei. Varianta numărul 1 este pomișorul cu quartz roz, care este bun pentru iubire, pentru a atrage iubirea în viața noastră. Varianta numărul 2 este acest pomișor uh, jad care este împotriva accidentelor, problemelor și energiilor negative de orice fel. Protejează împotriva magiei. Uh, piatra ideală pentru mame și soții. Iar varianta numărul 3 este pomișorul de peridot, care este piatra succesului și a fericirii. Protectoare de forțe ale întunericului, învinge lașitatea și calmează mânia. Da? E foarte bun pentru familiile unde sunt foarte multe discuții. Ok. Sper că v-ați hotărât, iar eu voi începe cu piatra iubirii. Să vedem. Coarțul roz, da? Să vedem ce ne spune. Pentru data de 13. Iulie, pentru cei care ați ales această piatră a iubirii. Și cărțile se grăbesc să iasă. Să sperăm că ne dă semne pentru iubire, ne dă știri, aflăm știri, cine știe. O imagine deja s-a format, și anume este un calf. Ceea ce este bine este că este în poziție pozitivă. Și ce e foarte important acest lucru. Mai avem și un porcușor. Cred că sunteți care mai faceți excese alimentare, dar vom vedea imediat despre ce este vorba la porcușor. Bun. Așa cum v-am spus, vi s-a format deja prima imagine, și anume calul. Iar acest cal vă anunță: veți experimenta un eveniment de viață vie. Da? Va fi ceva frumos în viața voastră. Mai aveți aici și un porc. Iar acest porc vă spune că lăcomia ta va fi pedepsită. Probabil că sunteți persoane care nu aveți voie să mâncați sau să beți anumite lichide, ca să zic așa. Poate nu aveți voie să beți un vin, poate nu aveți voie să mâncați înghețată, poate, nu știu, este ceva care nu aveți voie, dar din cauza că sunteți prea pofticioși, nu, începeți și serviți acele lucruri. Problema este că exagerați. Dacă doar gustați, nu e problemă, dar faptul că gustați puțin, după aia mai vreți și mai vreți și mai vreți, s-ar putea ca pe data de 13 iulie să aveți după ceva probleme de indigestie, de, da, poate să fie orice de acest uh, gen ce ține, ce voi nu aveți voie, dar sunteți prea la comica să nu faceți lucrul respectiv. Ok. Mai aveți și un... Uh buchet, iar acest buchet vă spune că veți avea parte pe data de 13 iulie de câștiguri. Probabil veți lua salarul, probabil cineva trebuie să vă dea o anumită sumă de bani sau veți munci la cineva cu ziua și acea persoană poate vă dă puțin mai mult decât știați voi. Sau dacă era vorba că vă dă doar bani, nu știu, poate vă mai dă și produse sau ceva în plus. Da? E o muncă pe care o faceți și ieșiți în câștig. Mai aveți și o ancoră, iar această ancoră vă spune deziluzie în idealul tău, îndoieli. Aveți îndoieli în ceva. Ar fi bine să nu mai mergeți pe aceste îndoieli, ci să aveți încredere în ceea ce faceți. Pentru că dacă aveți în permanență îndoieli, S-ar putea să, în loc să faceți lucrurile să iasă pozitiv, le faceți să iasă negativ. Eu v-am mai spus voi și vă repet, nu mai gândiți negativ, deoarece veți atrage negativitate. Încercați să gândiți pozitiv. Chiar dacă lucru care vi se, îl faceți vi se pare un lucru măreț, să știți că îl puteți face. Doar trebuie să aveți încredere în voi. Și dacă veți avea încredere în voi, o să vedeți că lucrurile pot fi și bune. Să știți că fiecare dintre noi putem face anumite lucruri, chiar dacă uneori ni se pare ceva măreț și zicem, a, păi numai persoana X sau Y poate să facă. Nu, toți putem să facem, doar trebuie să vrem și să avem încredere în noi. Mai aveți și un rac, iar acest rac vă spune, mândria ta va fi rănită. Încercați să nu spuneți la toată lumea Toată bucuria. E adevărat, când ești fericit, ai tendința de a spune la multă lume că ești fericit, însă nu toată lumea din jurul vostru vă vrea binele. Încercați să fiți un pic mai rezervați la acest aspect, încercați să fiți oameni mai modești, nu să ieșiți în evidență cu absolut nimic, pentru că oamenii din jurul dumneavoastră nu sunt oameni care. Vă vor binele. Și atunci este bine să faceți o selecție la acest capitol să vedeți cine vă vrea binele, cine nu vă vrea binele, și să nu spuneți la toată lumea tot. Nici bune, nici rele, pentru că va fi interpretat cu totul și cu totul diferit. Și nu, nu va fi în favoarea voastră. Din câte văd, cărțile. Spun lucruri destul de bune, nu e că chiar dacă vi se pare că sunt lucruri negative, să știți că nu sunt, doar vă avertizează unde să fiți atenți. da? Pentru că dacă sunteți atenți unde vă spun cărțile, o să vedeți că lucrurile pot fi pozitive. Cărțile vă avertizează, nu pot face în locul vostru. da? După deciziile, pe mai departe le luați doar voi. Dacă vreți să țineți cont de ce spun cărțile sau nu. Mai aveți aici și o casă, iar această casă vă spune că aveți succes în afaceri. În afaceri nu înseamnă că trebuie să fiți neapărat antreprenori, să aveți firme, da? Puteți, poate vreți să vindeți sau poate vreți să cumpărați un anumit lucru și veți avea succes, în sensul că puteți cumpăra sau vinde la un preț foarte, foarte bun. Da? Deci, de asta vă zic, încercați să faceți lucrurile puțin așa cum, cum ar trebui, să gândiți lucrurile cu calm, la rece, chiar dacă uneori vi se pare destul de greu acest lucru. Să știți că nu este deloc... Poate vi se pare greu la început, dar după prin exercițiu totul va fi mult, mult mai ușor. Da, în acest moment cam astea au fost imaginile pentru voi. Sunt imagini suficiente pentru o singură zi. Deci nu sunt trebuie doar să țineți cont de ele. Chiar dacă este o zi de 13 și poate unii dintre voi o considerați ghinionistă, să știți că nu este chiar atât de ghinionistă pe cât o vedeți voi. E bine să gândiți Că 13 este cu noroc, și o să vedeți că este cu noroc. Dar dacă v-am spus, cu cât gândiți negativ, cu atât atrageți negativ, indiferent că e 13, indiferent că e 15, indiferent că e 20. Dar dacă gândiți pozitiv, lucrurile vin pozitiv. Ok. Și să trecem la varianta cu numărul 2, acest pomișor de Jadhonei, care v-am spus deja că este foarte bun împotriva accidentelor, problemelor și energiilor negative de orice fel. Acest pomișor protejează împotriva magiei negre, da? Deci dacă cineva încearcă să facă magie neagră, acest pomișor vă păzește, cum să vă spun. Piatra ideală pentru mame și soții. Deci dacă vreți să faceți un astfel de pomișor, cadou la mamă sau la soție, este foarte, foarte bine. Dar haideți să vedem ce ne spune și acest pomișor pentru data de 13 iulie. pentru cei care au ales varianta cu numărul 2. Da, cărțile văd că și la voi se grăbesc să iasă. Să sperăm că anunță lucruri bune. Mă scuzați, am atins camera. Se pare că la voi imagini nu vor să iasă, dar să sperăm că vom avea de unde afla anumite lucruri. Da, văd că la voi sunt destule bucurii, să zic așa, sau situații pozitive, care sunt în așteptare. Probabil că nu trebuie să vină pe data de 13. Așa cum v-am spus, sunt, sunt imagini care sunt în așteptare, sunt la diferență de o carte, deci sunt foarte, foarte aproape de voi, dar încă nu sunt pentru voi. Eu sper că vom avea măcar o imagine, ceva de. Da, și avem, într-adevăr. Văd că cel puțin o imagine o avem și anume Luna. Cu toate că nu are o poziție foarte bună, dar vă spune că întârzierea la acțiune va funcționa împotriva ta. Deci este ceva care dumneavoastră trebuia să faceți și nu ați făcut. Iar acum lucrurile cam acționează împotriva. De asta probabil încă nu vedeți lucrurile pozitive. Da? Ați întârziat să faceți. Ceva. Nu știu, fiecare în funcție de, nu știu, poate un proiect, poate um, la locul de muncă trebuia să faceți ceva și n-ați făcut. Da, deci e ceva care ați întârziat, ați zis las că dacă nu fac azi, fac mâine și așa mai departe. Din câte mai văd aici, aveți aici această floare, iar această floare vă anunță că sunteți geloși, dar degeaba. gelos geloasă dar degeaba nu aveți motive de gelozie, doar că v-ați făcut niște idei care nu trebuia. Deci motive de gelozie nu există da? în acest moment. Chiar dacă probabil ați făcut niște scene de... nu e adevărat. Și cu toate că a încercat cealaltă persoană să vă spună că nu este adevărat, voi nu ați crezut și nu credeți pentru că voi aveți scenariul vostru și cam atât. Încercați să îi credeți și pe cei din jur, pentru că persoana cu care v-ați certat și cu care ați făcut scenele respective de gelozie chiar nu are nicio vină de această dată. Poate o fi greșit în trecut, dar de această dată nu. Dacă, iar dacă o țineți în ritmul ăsta, să știți că nu veți face altceva decât să stricați lucrurile destul de rău. E mai bine să recunoașteți că ați greșit și să mergeți înainte decât să vă țineți voi mari și tari că voi știți totul și de fapt ceea ce știți nu este adevărat. Sau faptul că cineva v-a spus că a văzut pe nu știu cine sau ceva și voi ați și crezut, să știți că ați picat într-o plasă foarte, foarte mare. Da? De asta vă zic. Încercați să fiți un pic mai calm, calm, calmă. Bun, văd că mai aveți și două păsări. Iar aceste două păsări vă spun că o bucurie, cât de curând veți avea o bucurie. Da, Încercați să nu mai dați ascultare tuturor persoanelor care vin la voi și vă spun diverse lucruri despre parteneri, despre parteneră, despre membrii familiei în general, pentru că nu e, nu e bine. Dacă vedeți voi cu ochii voștri e altceva, dar dacă ascultați vorbele la alții s-ar putea să vă pierdeți familia pe vorbe. Mai aveți și un șarpe la care vă anunță din nou și șarpele gelozie. Aveți o gelozie dusă până la extrem, doar că e nefondată. Această gelozie e cam degeaba. V Am spus și dacă persoana respectivă a greșit în trecut, nu înseamnă că a greșit și acum, dar voi dacă v-ați format ideea respectivă voi mergeți pe ideea respectivă și ar fi bine să vă schimbați ideea, dacă vreți într-adevăr să vă păstrați familia. Da. Deci, astea au fost uh, imaginile și pentru voi. Încerc să mă uit să văd dacă mai sunt și alte imagini, dar. Uh, Mai este aici o, o casă, nu știu dacă v-am spus despre ea, dar dacă acum o văd mai bine mă repet decât să îmi scape. Aveți succes în afaceri, da? Cred că v-am spus acest lucru. Puteți avea succes, nu trebuie neapărat să fiți antreprenori, puteți avea succes într-o vânzare sau o cumpărare de ceva, da? Bun, deci din câte se vede, lucrurile pot fi pozitive, doar să lăsați gelozia deoparte. Dacă veți lăsa gelozia deoparte, să știți că puteți fi fericiți. Dacă nu, atunci rămâneți, aveți grijă că veți rămâne cu gelozia și nu o să vă convină. Da? Ok. Haideți să vedem ce putem afla și cu pomișorul de peridot pentru cei care au ales varianta cu numărul 3. Da? Acest pomișor cu această piatră este piatra succesului și a fericirii, protectoarea de forțe ale întunericului, învinge lașitatea și calmează mânia. Deci, da, este bună pentru persoanele care îți mai certărețe. Dar să vedem ce ne spun cărțile pentru data de 13 iulie pentru cei care au ales acest pomișor de peridot. Eu o să încerc în fiecare videoclip să vă prezint uh, pomișorii, pentru că așa poate da, înțelegeți mai bine ce efecte au aceste cristale. Pentru că sunt și persoane care nu știu și atunci e mai bine să explicăm aceste lucruri. Bun. Dar să trecem la ale noastre și să vedem ce putem afla. Ce frumos la voi că va ieși o potcoavă și văd că este și în poziție pozitivă ceea ce e foarte bine. Hmm, aveți ceva cărți. Vedem cât de pozitive vor fi toate care iasă. Acum, nu știu dacă vor fi chiar toate pozitive, dar și dacă sunt mai negative, este, înseamnă că trebuie să învățați ceva din toate acele lucruri și să le corectați. Da? Va mai ieși și un cal. Da, deci văd că voi imagine aveți câteva. Bun, dar să începem cu această potcoavă, care așa cum v-am zis este în poziție pozitivă și această potcoavă vă anunță că norocul vă așteaptă. Frumos. Deci ați început? Bine. Începeți data de 13 iulie? Bine. Mai aveți aici și un buchet de flori, iar acest buchet de flori vă anunță că câștiguri, da? Deci veți avea câștiguri, noroc, câștiguri. Deci o să aveți o zi de 13 iulie foarte frumoasă. Cât de curând, de, și în cazul vostru, o să fie vorba de un inel, dar nu pe data de 13 iulie. Mai așteptăm puțin, da? Mai aveți și un cal, iar acest cal vă spune că țineți frâiele, altfel te vei împiedica. Deci, aveți grijă în ceea ce faceți, nu acționați imprudent, da? Încercați să acționați cu calm, încercați să faceți lucrurile la rece, nu la cald. Pentru că s-ar putea să luați niște decizii care nu sunt pentru voi. Dar faptul că vă grăbiți cu acele decizii pe care le veți lua, s-ar putea să regretați. În rest, lucrurile pot fi bune, da? Pentru că ați văzut, va ieșit câștig, va ieșit noroc, dar și voi trebuie să înțelegeți că... Dacă aveți noroc și câștigați ceva, nu înseamnă că după trebuie să acționați imprudent. Mai aveți și aceste flori, iar acest flor, aceste flori vă anunță că o viață fericită plină de sens. Deci veți avea o viață fericită și plină de sens. Da? Deci frumos! Deci lucrurile și la voi văd că au început să meargă destul de bine. Așa că nu schimbați traiectoria, cum se spune, da? Încercați să fiți oameni cumpătați, echilibrați și veți vedea că totul poate fi bine și frumos. Dacă ați început și mergeți pe acest drum, țineți-o tot așa. Bun, alte imagini nu mai văd să fie. Ba da, mai aveți și voi un uh, porc iar acest porc vă spune că lăcomia ta va fi pedepsită. Deci aveți grijă la alimentație. Aveți grijă ce mâncați, ce beți, ce aveți voie, ce nu aveți voie. E adevărat, pentru mulți dintre voi sunt lucruri pe care nu aveți voie să le serviți, dar faceți excepție. Ok, una este să guști și să te abții și alta este să guști și să te oguși și zici mai gust un pic, mai gust un pic și acel pic se face mai mult. Și după s-ar putea să vă treziți că aveți probleme de sănătate, că vă doare ficatul, că vă doare, nu mai știu eu ce, din cauza că ați mâncat mai mult decât trebuia sau ați mâncat mai mult decât trebuia, dar uh, lucruri care nu trebuia. De exemplu, dacă n-ai voie să mănânci slănină, da? Te pui și guști. OK, că guști o bucățică, două, nu e niciun fel de problemă, dar dacă de acea bucățică, două se face o tablă de slănină, e clar că vă va provoca probleme de sănătate. Da? Încercați. Dacă să zicem, nu aveți voie să beți bere, dar voi ziceți, hai că mi-e poftă, beau și eu o gură de bere. Ok, dar să fie o gură de bere, nu să fie o sticlă de 2 litri sau de 5 sau mai știu eu de cât. Da? Încercați să păstrați niște proporții, altfel veți avea probleme. Acolo, E clar, eu v-am dat niște exemple, dar voi trebuie să vă gândiți fiecare ce aveți voie și ce nu aveți voie. Și chiar dacă sunteți persoane care sunteți toase și nu aveți niciun fel de problemă și puteți să mâncați și să beți, asta nu înseamnă că trebuie să faceți exces. Da? Pentru că și atunci din nou vor apărea probleme. Adică încercați să fiți un pic mai cumpătați la acest aspect ca să puteți depăși bine ziua de 13 iulie. Mai aveți și un șarpe... Iar acest șarpe vă spune că înțepătura verbală de o persoană toxică. O persoană din jurul dumneavoastră care nu este o persoană tocmai bună, este o persoană foarte toxică pentru voi, o să vă cam uh, spună niște vorbe care o să vă deranjeze. Este bine să eliminați acea persoană din viața voastră în secunda numărul 2. Uh, nu trebuie să vă certați, nu trebuie să faceți un scandal monstru, dar trebuie să uh, părăsiți persoana respectivă. Să o îndepărtați cât de mult posibil. Da? Pentru că este o persoană toxică în viața voastră, indiferent despre cine este vorba. Indiferent dacă este vorba de o persoană din familie, indiferent dacă este vorba despre un prieten, o prietenă trebuie să îndepărtată persoana care este toxică în viața noastră, persoana care nu ne vrea binele. Degeaba e membru al familiei dacă nu ne dorește binele. Da? Ok, haideți să vedem um, ce mai putem afla. Da, în acest moment, cam astea au fost imaginile și pentru voi, cei de la varianta numărul 3. Sper că au fost informații și imagini utile, și vă folosesc aceste imagini. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!